Bine v-am regăsit! De multe ori citim în lucrări științifico-fantastice sau chiar în lucrări care se pretind documentare că a fost găsit un OZN sau că armata, de obicei cea americană, bineînțeles, a capturat un astfel de obiect zburător și ca dovadă că este vorba despre o navă extraterestră, se spune că într-un aliaj din OZN-ul respectiv a fost identificat un element chimic necunoscut. Cei care scriu sau spun așa ceva, precum și cei care cred, n-au înțeles un lucru fundamental din chimie și fizică, și anume noțiunea de element chimic. Dar nu-i nimic, niciodată nu-i prea târziu să învățăm ceva, așa că puteți afla tot ce trebuie despre acest subiect în următoarele 10 minute. Vreau să demonstrez în cele ce urmează că noțiunea de element chimic necunoscut n-are sens, este un nonsens. De câte ori vrem să discutăm despre ceva, trebuie să ne definim noțiunile. Altfel vorbim degeaba, pierdem timpul. De multe ori oamenii se contrazic, nu pentru că au păreri diferite, nu pentru că n-ar fi de acord, ci din cauza că înțeleg lucruri diferite prin una și aceeași noțiune. Un exemplu foarte bun este chiar OZN. Oamenii întreabă, există OZN-uri? Întrebarea arată de fapt că ei atribuie acronimului OZN un alt înțeles decât cel pe care îl are, pentru că OZN vine de la obiect zburător neidentificat. În engleză UFO sau UFO, cum pronunță mulți, care înseamnă Unidentified Flying Object. Și atunci, dacă înțelegem ce înseamnă OZN, răspunsul la întrebarea există OZN-uri este evident da. Bineînțeles că există obiecte zburătoare neidentificate. Cred că nu există niciun om care, măcar odată în viața lui, să nu fi văzut ceva pe cer, fie ziua, fie noaptea, ceva mișcându-se pe cer, și să nu știe despre ce e vorba. Mi s-a întâmplat și mie acest lucru, nu odată. Ultima dată am aflat ulterior, a fost vorba despre o dronă. Dar cei care pun întrebarea, există OZN-uri, înțeleg de obicei, prin OZN, nave ale extraterestrilor, adică atribuie un alt înțeles acronimului. Să revenim la noțiunea de element chimic. Trebuie să o definim. Ce înseamnă element chimic? Ca să înțelegem definiția, trebuie să discutăm un pic, pe scurt, despre atom. Un atom este alcătuit dintr-un nucleu și un înveliș electronic. Trebuie să fac precizarea legată de acest desen, că, de fapt, nucleul este mult, mult mai mic decât se vede în acest desen. În niciun caz nu avem o reprezentare la scară. Desenul are doar rostul de a ne face să înțelegem că avem într-un atom întotdeauna un nucleu și un înveliș electronic. În învelișul electronic avem, evident, electroni și azi ne interesează mai puțin învelișul electronic. În timp ce în nucleu avem particule care se numesc nucleoni și care sunt de două tipuri. Avem protonii, care au sarcina electrică pozitivă, și neutronii, care nu au sarcina electrică. De fapt, de acolo le vine și numele. Deci, în timp ce protonii se resping prin forțe electrice, neutronii nu fac acest lucru. În schimb, între proton și neutroni acționează cele mai puternice forțe din univers, forțe care se numesc chiar forțe nucleare, care îi fac să se lipească unul de celălalt. De fapt, comparația asta e foarte bună. Forțele nucleare nu acționează decât pe distanțe foarte, foarte scurte. Se comportă, deci, ca un lipici. Ceea ce vedeți aici ar putea fi modelul nucleului de heliu. Avem doi protoni și doi neutroni. Protonii se resping foarte puternic, dar lipiciul, în ghilimele, forțele nucleare,
care acționează între toți nucleonii, îi obligă să rămână în nucleu. Deci neutronii sunt necesari pentru că protonii se resping. Dacă aș avea foarte mulți protoni și aș încerca să-i pun într-un spațiu mic să formeze un nucleu, imediat ce n-aș mai acționa cu forța asupra lor, ei s-ar împrăștia în toate direcțiile. Și atunci neutronii sunt, putem spune așa, lipiciul care asigură stabilitatea nucleului și obligă protonii să rămână în nucleu. Forțele nucleare, încă o dată spun, pentru că e foarte important pentru ceea ce urmează să discutăm, nu acționează decât pe distanțe foarte, foarte mici. De pildă, dacă acesta este un nucleu, un nucleu mai măricel, și un neutron se apropie de acest nucleu, nu apare nicio interacțiune până în momentul în care neutronul ajunge foarte, foarte aproape de nucleu, atunci intervin forțele nucleare care asigură apoi stabilitatea nucleului, care obligă și acest neutron să rămână în nucleu. Ei bine, noțiunea de element chimic are legătură cu numărul de protoni dintr-un nucleu. Elementul chimic reprezintă o specie atomică, adică un tip de atomi, care au în comun numărul de protoni din nucleu. Se mai poate spune că un element chimic este alcătuit din toți atomii din univers care au în nucleu același număr de protoni. De pildă, dacă un atom are în nucleu 6 protoni, atunci este un atom de carbon, face parte din elementul chimic carbon. Dacă are 8 protoni în nucleu, este un atom de oxigen. Dacă are 26, este un atom de fier și așa mai departe. Elementele chimice sunt ordonate și clasificate prin tabelul lui Mendeleev, pe care sunt sigur că l-ați văzut cu toții la școală. Numărul de protoni din nucleu, cel care determină elementul chimic, se numește număr atomic. Iar în tabelul lui Mendeleev, elementele sunt dispuse în ordinea numărului atomic. Astfel, primul este hidrogenul, cu numărul atomic 1, pentru că în nucleul de hidrogen avem un singur proton. Al doilea este heliul, cu numărul atomic 2, pentru că în nucleul de heliu avem, așa cum v-am arătat, 2 protoni. Și așa mai departe. Dacă doi atomi au același număr de protoni în nucleu, dar au un număr diferit de neutroni, atunci ei fac parte din același element chimic. Pentru că, am spus, elementul chimic este determinat de numărul de protoni din nucleu. În cazul în care numărul de neutroni diferă, spunem că avem izotopi. De pildă, cel mai răspândit izotop al carbonului este izotopul 12. Numărul 12 ne arată numărul total de nucleoni din nucleu, ceea ce înseamnă că avem 6 protoni și mai avem și 6 neutroni. Și acum, atenție, nu orice combinație numerică de protoni și neutroni produce un nucleu stabil. De pildă, izotopul 12 al carbonului este stabil, dar carbonul mai are și izotopul 13, care conține în nucleu 6 protoni și 7 neutroni, care și el este stabil, dar mai are și izotopul 14, care este instabil, este radioactiv. 14 înseamnă că avem 6 protoni și 8 neutroni. Izotopii instabili se mai numesc și izotopi radioactivi, deoarece ei se dezintegrează emițând radiații, adică radiind particule. Expulzează din nucleu particule. Aceste particule pot fi protoni, neutroni, nuclee mai mici, fotoni gamma, ba chiar uneori se întâmplă ca nucleul să se rupă în două nuclee mai mici, fenomen numit fisiune. Prin fenomenul de radioactivitate, nucleele unui element chimic pot deveni nuclee ale altui element chimic. Pentru că dacă dintr-un nucleu pleacă un număr de protoni,
evident că nucleul respectiv devine nucleul altui element chimic. De pildă, izotopul 210 al poloniului se poate dezintegra emițând un nucleu de heliu, care se numește particulă alfa. Este modelul particulei alfa, același cu modelul nucleului de heliu, pentru că particula alfa este de fapt un nucleu de heliu și se transformă într-un nucleu de plumb, așa cum vedeți în această relație de dezintegrare, care este de fapt o reacție nucleară. Izotopii instabili, adică izotopii radioactivi, pot fi caracterizați prin timpul de înjumătățire. Acesta este timpul care trece până când cantitatea pe care o am, indiferent ce cantitate am din izotopul respectiv, se înjumătățește. De pildă, izotopul 210 al poloniului, despre care am vorbit mai înainte, are timpul de înjumătățire un pic mai lung de 138 de zile. Asta înseamnă că dacă am 10 grame de poloniu 210, după 138 de zile voi avea doar 5 grame, restul fiind acum transformat în plumb. Am arătat până aici că un element chimic este caracterizat de un anumit număr de protoni în nucleu și că elementele chimice au, în general, mai mulți izotopi. Adică avem nuclee cu același număr de protoni, dar care diferă prin numărul de neutroni. Însă aceste nuclee aparțin unuiași aceluiași element chimic. Voi putea imediat răspunde la întrebarea dacă pot sau nu exista elemente chimice necunoscute, dar mai trebuie să spun ceva. Vedeți acum un tabel al lui Mendeleev, din care putem afla care elemente chimice au izotopi stabili, iar în cazul celor care nu au, putem citi timpul de înjumătățire al izotopului cu cel mai lung timp de înjumătățire al elementului chimic respectiv. Vedeți o legendă aici care ne explică ce reprezintă fiecare culoare. Prima culoare ne arată că elementul chimic respectiv are izotopi stabili, celelalte ne arată cât este timpul de înjumătățire al izotopului cu cel mai lung timp de înjumătățire al elementului chimic respectiv. Și puteți vedea că timpul de înjumătățire variază de la mii de miliarde de ani, ca în cazul bismutului, până la milisecunde. Deci avem timp de înjumătățire și de ordinul miliardelor de ani, și de ordinul milioanelor de ani, dar și de ordinul orelor, minutelor, secundelor și chiar de ordinul milisecundelor. Primele 94 de elemente chimice din tabelul lui Mendeleev, adică până la plutoniu, se găsesc pe Pământ, chiar dacă unele dintre ele în cantități incredibil de mici. Cele cu numerele atomice până la 82, adică până la plumb, au aproape toate izotopi stabili. Există doar două excepții, și anume elementul chimic cu numărul 43, tehnețiul, și elementul chimic cu numărul 61, promețiu, pe care îl vedeți în seria lantanidelor, a patra lantanidă. Aceste două elemente n-au izotopi stabili, dar apar ca produși de fisiune ai uraniului, un lucru despre care voi vorbi cu altă ocazie. Din această cauză, ele se găsesc în cantități extrem de mici în natură. Elementele chimice cu numerele atomice de la 83 la 94, adică de la bismut la plutoniu, sunt instabile, dar au multe dintre ele izotopi cu timp de înjumătățire mare. Unii au chiar timp de înjumătățire atât de mari, încât se găsesc încă pe Pământ în cantități apreciabile, deși au trecut 4,5 miliarde de ani de la formarea Pământului. De pildă, izotopul cel mai răspândit pe Pământ al uraniului, izotopul 238, care reprezintă cam 99% din totalul uraniului, este radioactiv, dar are timpul de înjumătățire de aproape
4,5 miliarde de ani, adică cam tot atât cât este și vârsta Pământului. Asta înseamnă că uraniul care se găsește azi pe Pământ reprezintă cam jumătate din cantitatea care a existat pe Pământ în etapa formării lui. Elementele chimice cu număr atomic mai mare de 94 nu există pe Pământ, dar unele dintre ele pot fi obținute în laborator. Să vorbim foarte pe scurt și despre aceste elemente chimice. Elementele cu numărul atomic de la 95 la 98 au izotopi care pot avea timp de înjumătățire de ordinul anilor și chiar al miilor de ani. Cele cu numărul atomic de la 99 la 104 sunt și mai instabile, având izotopi cu timp de înjumătățire de ordinul zilelor sau orelor. Cele cu numărul atomic între 104 și 114 sunt foarte instabile, instabilitatea crescând în general odată cu numărul atomic. Ele au izotop cu timp de jumătățire de ordinul minutelor, secundelor și chiar milisecundelor. Iar elementele cu număr atomic mai mare de 114 sunt atât de instabile încât au în cel mai bun caz izotopi cu timp de jumătățire de ordinul milisecundelor. Sunt sigur că ați observat că instabilitatea crește pe măsură ce crește numărul atomic, adică pe măsură ce crește numărul de protoni. Mai trebuie să explic de ce se întâmplă acest lucru și apoi voi putea da răspunsul la întrebarea care ne preocupă, dacă există sau nu elemente chimice necunoscute. Forțele de respingere dintre protonii dintr-un nucleu se fac tot mai mari pe măsură ce crește numărul protonilor. Acest lucru se întâmplă deoarece forțele electrice acționează la distanțe mai mari decât cele nucleare, ceea ce face ca fiecare proton din nucleu să simtă forțe de respingere din partea tuturor celorlalți protoni din nucleu. Și asta mai înseamnă că protonii de la marginea nucleului, să presupunem că acesta este un proton la marginea unui nucleu mare, să simtă o forță de respingere foarte puternică care încearcă să-l scoată din nucleu. Pentru că el este respins de toți ceilalți protoni din nucleu, în timp ce forța nucleară, deși este mai puternică decât forța electrică, rămâne aceeași, indiferent cât de mare este nucleul. Acest lucru face ca, odată ce numărul de protoni depășește valoarea de 83, să nu mai putem avea izotopi stabili. Forțele de respingere dintre protoni devin atât de mari încât nucleul devine radioactiv, adică începe să arunce, să expulzeze din el proton, neutron, particule alfa sau chiar să se rupă în două. Deci, de la 83 de protoni în sus, nu mai există nuclee stabile, iar de la 117 protoni în sus, avem doar nuclee atât de instabile încât nici măcar nu mai putem să determinăm așa numitul timp de înjumătățire. Și acum răspunsul la întrebare. Cunoaștem toate elementele chimice cu numerele atomice între 1 și 118. Le-am și dat nume. Dacă ținem seama de faptul că un element chimic înseamnă de fapt un număr de protoni în nucleu, un număr întreg, nu ne putem aștepta să mai găsim elemente chimice undeva printre aceste 118, pentru că asta ar presupune să descoperim un număr întreg pe care nu l-am cunoscut până acum între 1 și 118. N-avem cum să descoperim că, de pildă, între 65 și 66 mai era un număr întreg. Cât despre elementele cu mai mult de 118 protoni în nucleu, atât teoria cât și experimentele arată că acestea nu pot avea izotopi stabili. Nici măcar izotopi radioactivi cu timp de înjumătățire atât de mare încât să putem obține aliaje sau combinații chimice ale acestor elemente. Răspunsul este deci nu pot exista elemente chimice necunoscute pe care să le găsim în substanțe, în aliaje, în nave extraterestre sau oriunde în altă parte. Extraterestrii, dacă există,
folosesc cu siguranță aceleași elemente chimice pe care le folosim și noi, cunosc și ei aceleași elemente chimice pe care le cunoaștem și noi. Că le-au dat alt nume, cu siguranță, dar asta nu înseamnă că sunt diferite de cele pe care le cunoaștem noi. De fapt, analiza spectrală a luminii care ajunge la noi de la stele arată că peste tot în univers sunt aceleași elemente chimice și sper că am reușit să explic și de ce e normal să fie așa. Dacă ați crezut că în altă parte a universului există alte elemente chimice decât aici pe Pământ, atunci lumea nu este cum credeți.